social media, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Toate astea ne mănâncă din ce în ce mai mult timp. Când ne trezim, când mâncăm, când suntem la baie, am ajuns să stăm pe telefon. Cu rețelele de social media sunt folosite de mai multă lume, cu atât studiile au arătat că oamenii devin din ce în ce mai triști și mai anxioși. Vezi că lumea e la petreceri, în vacanțe, se distrează și își trăiești cea mai bună viață. Cât timp tu stai trist în pat crezând că nu faci nimic cu viața ta. Așa m-am simțit și eu în ultimul timp, tot timpul având nevoie de telefon și simțindu-mă din ce în ce mai neinspirat. Așa că pe decursul următoarelor 7 zile îmi voi șterge toate aplicațiile de social media, voi încerca să stau cât mai puțin pe telefon și cine știe, poate voi deveni mai fericit. Duminică, 24 octombrie, ora 5:38, o să-mi dezinstalez toate aplicațiile de social media din telefon. TikTok, delete. Instagram, delete. YouTube, delete. Delete, delete. Și cam astea ar trebui să fie toate aplicațiile de social media. O să fie interesant. Ca să existe o oarecare siguranță că nu o să intru pe social media, o să încerc să filmez 24/7 ce mi se întâmplă. Și asta am și făcut. De asta vedeți cadre cu mine gândindu-mă la viață. Vreau să văd ce zice sora mea de faptul că fac challenge-ul ăsta. Ce părere ai de faptul că mi-am șters toate aplicațiile de social media și gen vreau să stau o săptămână fără ele? Succes! Ceva... De ce? Crezi că nu pot? Am fost și pe afară, nu prea am găsit lucruri de făcut decât că am dat de mâncare la câini. E oarecum prea târziu să fac sport, dar prea devreme să mă culc. Așa că mi-am tras draperiile, m-am făcut cozy și după mult timp m-am uitat pe Netflix. Știu, boomer. Nu, doar că n-am apucat încă să văd partea 5-a din Casa de Papel. După ce m-am uitat la vreo 2 episoade, m-a sunat Darius, iar până să mă culc, am lucrat la un proiect pe care plănuim să lansăm anul viitor. E 36, încă am curs la chimie, în același timp se lucrează și la un thumbnail. Că de ce nu? Sunt de o oră jumate la cursul de oscilații și tot ce am înțeles este că nu-mi place fizica nici la facultate. Da. Vă las să ascultați 10 secunde să vedeți dacă înțelegeți ceva. Ieze să te fix în condițiile complete mecanicii și începem să învățăm ABC-ul să vedem ce putem face și asta este un experiment. Sunt la Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor. Ce fac eu? Studierea ABC a meteoriților. Și alt lucru cu care am început să mă confrunt e că din 10 în 10 minute sau când am o pauză și nu fac ceva, deschid telefonul să intru pe social media, ghiși ce, nu e social media acolo. S2 aici, tot pe direcția asta și într-un punct... Mâine la 8 am test la chimie și e 11 și eu editez. Cred că ar trebui să mă culc. Bună dimineața, în 7 minute am test la chimie, așa rapid, 3 întrebări, 3 minute, urați-mi noroc. Aici, după cum puteți să vedeți, m-am apucat să copii, pardon, să mă inspir, dar măcar am terminat testul ăla cum trebuie. Let's go. Nu știu dacă am luat toate întrebările, se pare că am greșit la una de calcul, dar vedem. După 4 ore și ceva de laborator de chimie, am scăpat într-un final și până la 2 când am la... Mamă, acum văd cât de strâmbă-i camera. M-am trezit când nu era lumina afară și... Acu e soare. Nu, mai am abia de la 2 laboratorul de engleză, deci până atunci niște sport. Suntem pe drum de dimineață pentru că, da, azi nu neapărat că am vrut. Trebuie să merg să-mi fac o radiografie la dinți pentru că mi-a ieșit măsea de minte, cred. Mă deșteptăcesc, da, nici asta nu știu, deci da. Numică mi-a fost mirarea când am aflat că trebuie să-mi scot măsoia de minte, dar dacă tot eram la spital, de ce să nu o fac și pe asta? Nici nu știu dacă să blurez asta sau nu. Mi-am scos un dinte. Măsoia de dinte de aici, pentru cine întreabă. A, da, aici încă eram anesteziat oricum, deci nu luați în serios tot ce zic. Și acum sunt pe pastile. Sunt curios cum toată chestia cu măseaua o să-mi dea așa slowdown la tot, dar urmează să vedem. Dar hei, azi e ziua surorii mele, chiar. Ar fi tare dacă ați lăsat mai mulți în comentarii. La mulți ani, Diana, la mulți ani, Diana. Întreaga zi de joi încă eram obosit după operație, așa că am cam stat în pat și pentru ceva motiv mă cam și durea măseaua. Așa că trecem direct la ziua 6. Bun, deci suntem la ora de sport.
la facultate, pentru că da, avem și așa ceva, oră de sport online. Încă sunt super obosit de la măsea, dar trebuie să fac și sport. Azi e vineri, în două zile vine ziua de duminică și nu știu, încep așa să realizez că chiar mi-e mai bine fără social media și nu mă încurcă cu nimic. Parcă nu mai am nevoie așa, adică aș mai folosi social media-ul doar ca să-mi promovez chestiile. Și urma în final să vină ziua cea mare, ziua în care decideam dacă voi mai folosi social media sau nu, ziua 8. Și da, am ajuns în ziua 8. E duminică, 31 octombrie, ora 5:33. În 5 minute se face o săptămână de când am mai folosit Instagram, TikTok și să fiu sincer, mă simt foarte bine. Ultima săptămână a fost departe de normală, cu ziua surorii mele, cu faptul că mi-am scos o măsea de minte și n-am simțit nevoia deloc de social media. Cât timp am tot vorbit, s-a făcut 5:38 de minute și tot ce pot să spun este că sunt mai fericit decât eram acum o săptămână, deși cu o măsea de minte în minus. Scrieți-mi în comentarii, să facem challenge-ul pentru o lună. Nobody gonna ruin me. I just call my wife up. Let's get Hoover free. Chiar dacă cu o măsea de minte în plus. Minus. Bă, că mi-e